pești. Opoziția lui Neptun și apoi a lui Saturn cu Iunul în astrologie este considerat cel mai bun partener sentimental, Iunul. Deci deja venim cu informații suplimentare. Vă pune în situația de a vă întreba unde este sufletul dumneavoastră pereche. Dacă l-aveți, e foarte bine. Dacă nu l-aveți, cine vă iubește mai mult, mai puțin sau deloc? În tradiția populară se spune că trebuie să te înclini de 3 ori și să spui așa atunci când este lună nouă. Lună nouă, lună nouă, dă-mi să beau apă de rouă. Deci pe lună nouă vine cu renunțare la obiceiurile proaste, vechi, da? Care pot să-ți facă rău și să nu fii foarte conștient sau să fii conștient, de ce nu? De multe ori poate să aducă chiar post cu curățenie în casă. Nu e bine să te muți în astfel de perioade și chiar să te căsătorești după anumite tradiții populare. Luna era zeița principală în credințele păgâne, susținea mai mult femeile, dar și bărbații care sunt lunarieni. Și în esență se spune că analizezi cu alți ochi relația pe care o ai, relația dacă este de suflet pereche, dacă este compatibilă sau nu. Dacă suflet pereche este un cuvânt foarte greu în astrologie, de multe ori aveți ori nu mai destinați, ori nu mai sortiți, ori nu mai parteneri pentru o perioadă de timp, de drum,